caz ieșit din comun în satul Fârlădene, raionul Hâncești, primarul localității, care este din partea PSRM, a fost înjurat și luat la pumne de un localnic aflat în stare de ebrietate. Potrivit edilului, bărbatul bătăuș ar fi fost pus la cale de către consilierii locale ai blocului acum. Cazul a ajuns în vizorul poliției, iar făptașul a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit primarului, incidentul a avut loc duminica trecută în jurul orei 19. Jumătate la 6, i-am dat drumul la primărie ca să dau drumul la căldură. Trebuie să fie temperatura normală de lucru în primărie. Pe drum vreau să zic că persoana dată a început să vorbească urât. Eu m-am dat jos, am discutat cu dumnealui, i-am spus că nu-i fost, nu-i... Și... M-am urcat în mașină, mi-a lui o deschis ușa, m-a agresat în mașină. Ulterior, edilul a intrat în primărie, iar făptașul l-a urmat. În urma unor replici aprinse, bărbatul ar fi stricat mai multe obiecte din biroul primarului și l-ar fi luat la pumni. Acolo a început tot cuvinte murdare, a început a strica în stânga, în dreapta, a bate cu picioarele în ușă. Florile le-a dat jos, diplomii erau, le-a stricat, o vază, scaunele cărligate. Am lovituri la cap, la mână. Dar cum vă simțiți? De foarte normal. Careva amețele erau afară, tensiunea s-a ridicat, mi-a dat la urgență niște medicamente. Pavel Barbos recunoaște că pentru a se apăra i-a dat și el câțiva pumni localnicului. Cert este că în urma încăierării ambii au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar la fața locului a intervenit poliția și ambulanța. Oamenii legii au stabilit că făptașul era în stare de ebrietate. Bărbatul a fost însoțit la EPH Hâncești pentru a fi supus testului alcoloscopiu, a cărui rezultat a fost 0,390 mg pe litru alcool în aer expirat. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta prevede până la 3 ani de închisoare sau muncă neremunerată. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru huliganism. Primarul susține că bărbatul ar fi fost pus la cale de consilierii locale ai blocului acum ca să organizeze acest scandal. Este conflict de mână din urmă, doi consilieri de la blocul acum care caută persoane cu conflict, persoane cu care am conflict și tot le mână și le îndreaptă împotriva. Asta e părerea mea, eu mi-am făcut-o pe parcursul lucrului mandatului dat. Am încercat să luăm legătura cu unii consilieri locale ai blocului acum, aceștia însă nu au fost de găsit, iar purtătorul de cuvânt al PAS, Aurica Jardan, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi un comentariu. Amintim că în luna ianuarie, primarul satului Merenii Noi din raionul Aninii Noi, Andrei Druzi, a fost atacat în propria locuință. O persoană necunoscută a dat foc la ușa apartamentului, iar edilul a fost găsit inconștient. Iar în luna martie, primarul din Floreni, raionul Aninii Noi, s-a încăierat cu câțiva angajați ai unei companii avicole din sat. Imaginile video cu altercații au fost postate pe rețelele de socializare.